Liderii statelor europene au convenit asupra celui mai amplu pachet de relansare economică din istoria Uniunii. Acordul Consiliului European este un moment istoric, dar priorități pe termen lung sunt puse în pericol, apreciază Parlamentul, care insistă să condiționeze acordarea acestor bani. Așadar, statele europene încă negociază banii pentru ieșirea din criză. Statele Unite s-au concentrat în ultima perioadă pe redeschiderea economiei puternic afectată de măsurile restrictive și de cel mai mare număr de contaminări. 3,9 milioane de americani sunt confirmați cu noul coronavirus. Pandemia a depășit pragul de 15 milioane de cazuri în întreaga lume după 7 luni de la confirmarea primelor îmbolnăviri în orașul chinez Wuhan. Și între timp, țara de unde a pornit pandemia este prima din lume a cărei economie revine pe creștere după șocul provocat de coronacriză. În aceste condiții, oare ce are de făcut România? Bun găsit la emisiunea despre banii tăi! Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord în dimineața zilei de marți, în cadrul unuia dintre cele mai lungi summituri din istoria Uniunii. După negocieri care au durat 4 zile și 4 nopți, s-a stabilit bugetul comunitar pentru următorii 7 ani și banii alocați relansării economice a Uniunii. României sunt alocate fonduri de circa 80 de miliarde de euro. Liderii europeni au ajuns marți, în a 5-a zi a summitului de la Bruxelles, la un acord asupra unui buget comunitar de 1.074 de miliarde de euro pentru următorii 7 ani și un fond de relansare economică post-pandemie de 750 de miliarde. Vom face împrumuturi în comun și va exista un mecanism real de transfer, a precizat președintele francez Emmanuel Macron, salutând un acord istoric. Compromisul a fost dificil de obținut între grupul statelor austere, Olanda, Danemarca, Austria, Suedia, Finlanda, și planul prezentat de Germania și Franța, care au propus subvenții de 500 de miliarde de euro pentru a sprijini statele europene afectate cel mai grav de pandemie, printre care Italia și Spania. În final, suma destinată granturilor a fost redusă. Fondul de 750 de miliarde de euro destinat redresării economice a blocului comunitar va fi compus din 390 de miliarde de euro sub formă de granturi nerambursabile și 360 de miliarde sub formă de împrumuturi. După 4 zile și 4 nopți de negociere, am obținut pentru România o sumă impresionantă, 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene. Vom folosi această sumă de 80 de miliarde pentru a reface infrastructura în România, pentru a construi spitale, școli, pentru a moderniza marile sisteme publice. Este de asemenea foarte important de știut că o parte semnificativă din acești bani vor fi folosiți pentru relansare, pentru revigorare economică. Un pas înainte pentru redresare economică, dar inadecvat pe termen lung, apreciază Parlamentul European, care avertizează că nu va aproba bugetul în forma actuală. Joi, legislativul comunitar a adoptat cu o largă majoritate o rezoluție prin care solicită suplimentarea unor programe și insistă să fie impuse condiții stricte privind statul de drept. Eurodeputații au criticat reducerea unor fonduri pentru viitorul Europei, cum ar fi acordul ecologic și agenda digitală. Votul final al Parlamentului este așteptat peste câteva luni după negocieri cu Consiliul asupra cadrului financiar multianual. Reprezentanții mediului de afaceri sunt preocupați de felul în care vom accesa și cheltui cele 80 de miliarde europene care ne sunt alocate. 46,4 miliarde de euro sunt parte a bugetului multianual 2021-2027, iar 33,5 miliarde sunt puse la dispoziția României din Fondul pentru Redresarea Economică a Uniunii. Totul în baza unor proiecte și a unui plan național de refacere a economiei. Bineînțeles, trebuie să pregătim planurile, în parteneriat public-privat. Am spus acest lucru guvernului și președintelui României. Noi nu credem, mediul de afaceri nu crede că statul trebuie să fie singur în acest demers și la fel cum nu credem că au expertiza pe tot ceea ce înseamnă implementarea acestor programe, ci să facem un parteneriat public-privat, să implicăm toate partidele politice, toți stakeholderii relevanți, patronate, sindicate, organizații care au expertiză în acest sens și să procedem la treabă. Ar trebui statul român să aibă o bancă de dezvoltare care cunoaște foarte bine realitățile economice ale statului român. Și aici vorbim de proiecte pentru companii și proiecte de infrastructură. Și încă o dată, nu trebuie să avem foarte multe proiecte și dictate, dacă vreți, de președinții, de consilii județene, ci să avem proiecte dictate de un raționament economic.
Trei hoteluri din stațiunea Olimp, emblemă pentru litoralul românesc din epoca de aur comunistă, au fost scoase din paragină și transformate într-un complex de 4 stele. În septembrie, un sejur de o săptămână va costa aici 700 de euro, cu tot cu reducerea de sezon de 40%. Complexul are 1200 de camere și aparține omului de afaceri libanez Mohamed Murad. Am primit invitația de a participa la inaugurarea unei investiții private care se va cifra la o sumă de ordinul zecilor de milioane. O investiție extrem de importantă pentru litoralul românesc și pentru turismul din România. O investiție privată făcută într-un loc care e încărcat de amintiri. Un loc foarte frumos, care din păcate, în urma unei privatizări nefericite, a încăput pe mâna unui proprietar care nu a investit și de o bună perioadă de vreme aceste trei hoteluri care erau fanion pe vremuri pentru litoralul românesc, nu numai pentru stațiunea Olimp, ci pentru litoralul românesc, au fost lăsate în paradină. Iată că un om a avut curajul să cumpere aceste hoteluri, deși erau în paradină, să își asume răspunderea realizării și riscurile realizării unei investiții și aceste hoteluri vor funcționa din nou. China este prima putere economică a lumii care își revine după criza generată de pandemie. A înregistrat creștere economică de peste 3% în cel de-al doilea trimestru al anului. Asta după ce în luna mai, guvernul de la Beijing a renunțat pentru prima dată la stabilirea unui obiectiv de creștere a produsului intern brut, întrucât perspectivele erau incerte. A doua cea mai mare economie din lume a înregistrat o scădere accentuată de 6,8% din PIB în primele trei luni ale anului, ca efect al izbucnirii pandemiei de COVID. Nu mai cunoscuse o contracție a PIB-ului în termeni anuali din 1976. La începutul anului, China a pus sub carantină milioane de oameni în mai multe orașe mari, inclusiv Wuhan, metropola din care a pornit pandemia. Însă în cel de-al doilea trimestru al anului, PIB-ul Chinei și-a revenit, iar cifrele sunt chiar mai mari decât estimau experții. Autoritățile au declarat o creștere economică de 3,2%. S-au redeschis fabricile și uzinele, întreprinderile și-au reluat activitatea la capacitate maximă, iar rezultatul se concretizează în creșterea producției industriale. Și totuși, sectorul care nu și-a revenit atât de repede pe cât sperau chinezii este cel de retail, ceea ce înseamnă că în continuare e destul de greu să-i faci pe oameni să cheltuiască mai mult. În vreme ce economia începe să se redreseze, cresc tensiunile cu Statele Unite, după ce americanii au pus capăt tratamentului preferențial acordat pentru Hong Kong. Provincia va fi tratată ca restul Chinei în ceea ce privește schimburile comerciale, fără privilegii, fără tratament economic special și fără export de tehnologii, a anunțat președintele Trump, citat de BBC. Acest lucru îi face pe unii economiști să fie sceptici cu privire la recuperarea economică în formă de V a Chinei. Totuși, un raport Deutsche Bank consemnează că recuperarea în forma literei V a Chinei, adică o cădere bruscă și accentuată a economiei urmată de o revenire rapidă, a fost în mare măsură finalizată. Dar în câteva sectoare, precum turismul și Horeca, redresarea rapidă este puțin probabilă, se arată în raport. Datele recente din China prezintă semne de recuperare, chiar dacă sunt în continuare experți care privesc cu scepticism raportările oficiale. Date din alte surse arată că exporturile Chinei au obținut o cotă de piață masivă, în timp ce restul lumii a fost blocat. Schimburile internaționale au un aport important la PIB. Anul acesta, exporturile de bunuri s-au diminuat în aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, înregistrând scăderi cu până la 50% față de anul trecut. Potrivit datelor INSE, România a înregistrat în primele 5 luni ale anului un deficit comercial de 7,3 miliarde de euro, cu peste 700 de milioane mai mare decât în perioada similară a anului trecut, ceea ce înseamnă și o presiune în creștere pe cursul de schimb valutar. Coronacriza a determinat o agravare a dezechilibrului comercial, scăderea exporturilor fiind mai mare decât cea a importurilor, de 40, respectiv 35%. Dar în cazul României, situația nu este doar conjuncturală. Deficitul balanței comerciale se adâncește de mai bine de 3 ani. De regulă, importăm mai mult decât exportăm. Anul trecut am avut un deficit comercial de 17 miliarde de euro, iar peste 85% din exportul românesc a mers către Europa. Domnule președinte, care sunt problemele exportului românesc într-o perioadă în care întreaga economie are probleme? Exporturile, după cum știm, sunt cu vreo 17,28 de miliarde de euro mai mici decât importurile. Din păcate, asta este
deficitul înregistrat la 31 decembrie 2019. Nici nu vreau să mă gândesc pe 2020. Cum va arăta? La ce a importat România în perioada aceasta. Cred că va fi o cifră care ne va lăsa fără aer la sfârșit de 2020. Oricum există această tendință de vreo 3 ani de adâncire a acestui deficit al balanței comerciale. Din păcate, într-o perioadă foarte scurtă de timp, dacă la 31 decembrie 2016 era 10 miliarde de euro deficitul, iată că în 3 ani a ajuns la 17-28, fără să menționez 2020. Mult, foarte mult. Mult, foarte mult, din păcate, ne arată pe de o parte capacitatea noastră de a exporta, capacitatea de producție. Dacă este să fim sinceri cu noi înșine, trebuie să ne uităm și la structura exportului, să vedem cine îl face, de fapt. Că vedem teoretic și practic, avem 24.091 de exportatori în România. Statistic nu stăm rău. Statistic nu stăm rău, numai că primii 100 din ei fac 53% din exportul României. Din păcate, în acești primii 100 sunt doar 3 firme românești cu capital românesc. Îi las pe telespectator să ghicească cine sunt ceilalți. Primii 1000 fac 84% din exportul României și în primii 1000 găsiți 192 de societăți românești. Deci foarte puține. Deci iată că până la urmă firmele care sunt cu capital străin majoritar realizează practic exportul românesc consistent. Export. Deci încasatorii de valută sunt de fapt firme străine. Sunt firme, bun, sunt persoane juridice române care au producție în România și exportă din România. Dar cred că va trebui să analizăm mai mult ce înseamnă importul României, pentru că importul, după părerea mea, este cel mai bun sondaj de opinie în rândul consumatorului. Până la urmă, nu cred că există alt indicator mai bun. La noi importul este cam prevândut, dacă pot să spun așa, în sensul că știm cu toții ce înseamnă să îți lipsească o piesă la o mașină din import, ești pus pe lista de așteptare. Deci nu o găsim pe stoc. Deci este un import prevândut. De producție pe stoc am auzit la viața noastră, dar de import pe stoc n-am auzit. Da, e o noțiune relativ nouă. E o noțiune, da. Și cred că avem foarte multe de învățat și mai ales că a fost și perioada asta și este, din păcate, cu pandemia în care vedem că n-am produs nici măcar lucruri elementare în România și va trebui să învățăm statul român să ne pună la, să ne aducă la cunoștință mult mai simplu în ce a constat această cifră de 86,28 de miliarde de euro pe care am importat-o în 2019. Așadar, o debalansare foarte gravă între import și export, în defavoarea economiei românești. A urmat pandemia, care practic a blocat comerțul internațional prin înghețarea fluxurilor comerciale. Acum statele încearcă să-și reia aceste fluxuri de marfă și de servicii. Problema este ce face România, pentru că intenția declarată este aceea de a stimula exportul românesc. Cum anume? Da, dar plecând, repet, plecând de la această structură a exportatorilor din România, cred că trebuie să fim foarte realiști și să așteptăm să, cu tot respectul, dar câteodată mi-e foarte greu să spun aceste lucruri, dar trebuie să așteptăm să-și revină țările europene. Țările europene care reprezintă motorul economiei românești până la urmă, da? Deci ai 23.157 de firme cu capital german în România, ai 48.892 firme cu capital italian, ai 9.603 firme cu capital francez. Ce vă spun eu, ca să putem fi verificați, 1 ianuarie 2020. Vă dați seama că noi trebuie să așteptăm până își revin acele economii și să mai așteptăm vreo 3 luni după ce vedem o creștere economică de 0, ceva la Germania, cu care avem 23% schimburi comerciale, să așteptăm 3 luni de zile și atunci putem spune că ne revenim și noi. Eu ce spun asta, spun pe termen scurt. Pe termen lung, este clar că avem nevoie să
ne resetăm economia, să vedem ce avem de făcut, să vedem cum reușim să venim în fața consumatorului cu produsele pe care ei le consideră cele mai căutate. Și aici avem nevoie de cât mai mulți indicatori, poate într-o prezentație, într-o formă mult mai simplă decât sunt ele prezentate acum la statistică, cu tot felul de grafice și de matrici și așa mai departe. Cred că trebuie prezentate, dacă vreți, în spațiu public, așa cum dumneavoastră ne sfătui să bem 2 litri de lichide pe zi. Cam așa trebuie să apară niște spoturi în care să ni se spună: am importat usturoi de atâtea milioane de euro, televizoare de atâtea milioane de euro, nu știu. Până la urmă, toată gama de produse trebuie revăzută, pentru că, repet... Și analizată. Analizată produs și cu produs sau categorie. Și văzut ce putem încuraja. Trebuie văzut, de exemplu, un import pe brand. Haideți să vedem, în dreptul unei mari firme de care am auzit cu toții, care este valoarea, necontând gama de produse. Da? Luăm o firmă coreeană, să spunem, de electrocasnice. Dom'le, vrem în dreptul brandului respectiv să vedem care este valoarea. Pentru că dacă este o valoare mare din cei 86,28 de miliarde pe care i-am importat, vedem 2-3 miliarde, atunci ne facem bagajul, ne ducem la Seul și întrebăm ce vor de la viața noastră ca să ajungă să producă în România. Pentru că, până la urmă, scopul final și totdeauna în toate analizele noastre plecăm de la definiția produsului intern brut, care e formată din 5 variabile. Este consumul nostru, domestic, privat, plus consumul statului, plus investiții, plus export, minus import. Hai să analizăm pe fiecare în parte ce înseamnă și cum îl putem ajusta ca să dea un PIB mare. PIB-ul nostru, vedeți, a fost confuzia ultimilor ani în care s-a vorbit de creștere economică, când de fapt vorbeam de o creștere a PIB-ului, dar am văzut și la case mai mari. Am văzut Argentina în incapacitate de plată la 540 de miliarde de dolari PIB. Deci nu se pot întâmpla sincope și cu un PIB mare. Pentru că, repet, din păcate, PIB-ul nostru este făcut din consum, de marfă, din import. Da? Ne bucurăm că se rostogolește un TVA la vale și că am ajuns țară de Black Friday. Guvernul spaniol a introdus de luna trecută plata unui venit minim garantat de 462 de euro pe lună pentru cei mai săraci locuitori. Aproximativ 6 milioane de spanioli sunt deja afectați de șomaj, iar economia s-a contractat cu 5,2% în primul trimestru, cel mai sever declin din ultimii 50 de ani. Datele oficiale arată că în Spania, a patra economie a zonei euro, o persoană din 5 este expusă riscului de sărăcie. Confruntat cu o explozie a cererii de ajutoare alimentare, guvernul spaniol a aprobat instituirea unui venit minim vital ca măsură de luptă împotriva unei sărăcii care a fost și mai mult agravată de criza coronavirusului. Este vorba despre sume care variază între 462 de euro pe lună pentru un adult care trăiește singur și până la 1015 euro pe gospodărie, câte 139 de euro pentru fiecare persoană suplimentară, adult sau copil. Guvernul apreciază că vor beneficia de acest ajutor 850.000 de familii, respectiv 2,3 milioane de persoane, dintre care 30% minori. Venitul minim vital al fiecărui spaniol ar putea fi de 10.070 de euro pe an. Iar dacă o persoană are un salariu mic, statul îi va acorda un supliment pentru a atinge nivelul venitului minim vital. Dispozitivul de plată ar intra în vigoare în această lună pentru 100.000 de familii. Criza generată de pandemie determină astfel nașterea unui nou drept social, apreciază stânga radicală Podemos. Venitul minim vital este o promisiune a guvernului de coaliție format din socialiștii lui Pedro Sanchez și Podemos. Venitul minim vital va costa statul 3 miliarde de euro pe an. În Spania, potrivit guvernului, sărăcia extremă afectează 600.000 de familii, respectiv 1,6 milioane de oameni. Contextul economic actual amplifică temerile cu privire la sărăcie și nevoia de măsuri excepționale. La începutul anului, Comisia Europeană a lansat prima etapă a consultării cu partenerii sociali cu privire la introducerea unui salariu minim garantat la nivelul întregii Uniuni Europene. Consultările prevăd o decizie asupra unei formule de calcul, astfel încât salariul minim să ajungă la 60% din salariul mediu. În România, salariul minim brut pe țară este de 2230 de lei, iar cel mediu brut pe economie de 6297 de lei. Însă garantarea unui salariu minim de 60% din salariul mediu ar avea o serie de efecte negative. Închiderea firmelor care nu pot susține creșterea salarială, migrarea companiilor multinaționale, inclusiv în afara Uniunii Europene, și creșterea inflației, avertizează patronatele. Și nu sunt singurele opinii critice.
Un venit minim garantat ne scutește de frământări sociale care ar fi condus probabil la violență și atunci acesta este costul păcii sociale. Întrebarea fundamentală ar fi cine suportă acest venit minim garantat? De ce mi-ar conveni mie ca să mă duc la muncă, ca să plătesc niște taxe, iar celălalt să stea degeaba, să primească bani degeaba de la stat? Deci asta este prima o întrebare fundamentală. De ce sunt eu nedreptățit pentru că vreau să muncesc, să am o actitudine activă, să îmi plătesc taxele, să fiu activ în societate, iar cineva doar să stea degeaba și să primească acești bani? Deci asta este o întrebare care ar trebui întrebați cetățenii responsabili care plătesc taxe. Nu cei care nu plătesc taxe, că cei care stau degeaba o să spună dați-mi întotdeauna, asta e tendința normală, vreau să mi se dea, statul să-mi dea. Nu s-a pus nimeni în întrebarea, dar de unde ia statul acei bani? Dar pe cei care îi plătesc și contribuie, de ce nu îi întrebați? Aici ar să pune o altă întrebare. Deci este costul păcii sociale în detrimentul rațiunii economice. Ca să fiu foarte concret, problema este cât de mult se întinde aceste ajutoare sociale, pentru că dacă duci o mare parte a populației în zona inactivă, în care trăiesc doar din ajutor social, dar ei la un venit minim, acolo, nu se străduie să participe mai mult, s-ar putea să ai o tendință inversă în societate, ca toată societatea să nu mai vrea să contribuie. O demotivare, nu? O demotivare, să contribuie la această situație. Iar întrebarea cealaltă, economică, de unde-s banii? Pentru că acești bani trebuie să provină de undeva. Și atunci s-ar putea să vină din taxe și din impozitele actualelor contributori. Și atunci trebuie să întrebați. S-ar putea să provină din împrumuturi. Și atunci se pune problema cine le restituie. De ce trebuie ca noi să consumăm acum niște bani și să-i rostogolim în viitor, că așa se întâmplă cu toate datoriile, și să le plătească copiii noștri? M-a simțit vinovat față de copiii noștri ca eu, Adrian Bălța, să consum ceva ce nu l-am produs eu, ce nu e al meu și să dau mai departe o datorie. Deci aceste lucruri pot să tempereze la un moment dat problemele sociale, dar n-ar trebui să fie exagerate pentru că vor produce alte efecte mult mai de substanță. În Spania s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ei acordă acest venit minim garantat, dar se vorbea de mult, de fapt, de un venit minim european. Sigur. Care mai e acum stadiul acestor discuții? Sau ce ar fi nevoie și în România? Sunt doar discuții. E fezabil un asemenea proiect? Trebuie să vă spun că există scandal monstru, numai pe venitul minim la nivel european. E un scandal monstru și pe salariul minim la nivel european. Cu toate că subiectul ăsta era mult mai soft, mai ușurel, în sensul în care nu se impunea aceeași valoare de salariu minim la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, ci se introducea doar un principiu, dar asta obliga fiecare stat membru să aibă un standard minim în ceea ce privește costul muncii din țara respectivă. România, spre exemplu, e, iertați-mi, limbajul e în bălării, adică noi suntem, noi nu contăm, noi nu contăm în statisticile europene, suntem, în ciuda artificiului ăla făcut șmecheresc, contabil, făcut în urmă cu 3 ani când s-au trecut contribuțiile de la angajator la angajat și dintr-o dată a crescut spectaculos salariul minim. Dar nimeni nu spune că la brutul pe care îl primește, salariul minim brut pe care îl primește un lucrător în România, din el 45% pleacă către taxe și impozite. În condițiile în care angajatorul mai are marea presiune financiară pe salariat de 2,35, mai contribuie și el cu 2,35%. Păi la același, dacă iei modelul de contribuții din Germania, Franța, Italia, dacă duci și un angajator, un businessman român să-și deschidă afacerea acolo și să-l pui să plătească taxele și impozitele pe muncă aferente, într-o lună de zile și-a dat obștesc cu sfârșit. Fuge în lumânări. Pentru că România, pentru mediul de afaceri, la nivel european, rămâne un paradis fiscal. Atât pentru astăzi, ne revedem sâmbătă viitoare aici pe TVR1. Nu uitați, aveți grijă de bani, toate cele bune!